Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul Dr. Croșet. Astăzi vă propun un proiect pe care l-am realizat din firul Alize Lana Gold Fine, 600 de grame de 6 bobine am pregătit, o croșetă de 3,5 și una de 4, o foarfecă, 1 cm, avem nevoie și de un pix și de o foaie, fiindcă da, trebuie să facem calcule. În minutele următoare vă voi explica pașii pentru un cardigan frumos pe care eu l-am în lucru, dar în prima parte vă voi explica modelul și cum să pornim raglanul de sus, fiindcă va fi un proiect cu raglan lucrat de sus. Pentru fire și accesorii vă recomand pagina www.gabrielapasioneacroșetatului.ro. Și haideți să trecem la lucru, să vedem cum procedăm. Pentru raglanul meu am ales să lucrez piciorușe duble, am ales să fie la baza câtului, ați văzut, veți vedea calculele în minutele următoare. Am ales 4 raze de raglan, 2 în față, 2 în spate. Uitați, avem așa un model pe linia de raglan. O să vedeți cum am procedat. Și pentru partea de jos am ales acest model. Și la mânecă la fel. Pentru a porni un raglan, îmi este necesară circumferința la gât plus circumferința la cap împărțit la 2. Eu am 38 de cm circumferința gâtului, 55 cm circumferința capului, ceea ce înseamnă că am obținut 93. Și dacă împart la 2, obțin un 46,5, aceștia fiind centimetri. Aici înseamnă că eu trebuie să am un număr de ochiuri de lanț egal cu 46,5. Dar ca să nu iasă prea larg și să am un raglan exact la baza gâtului, trebuie să dăm jos un 5 cm. Aici este o marjă pe care noi o luăm la adulți. De exemplu, la copii este mai mică, 2-3 cm. Și rămân cu 41,5 cm. Dar ca să știu câte ochiuri trebuie să încep, cu câte ochiuri trebuie eu să încep lucru, adică 41,5 cm, știu că am o croșetă de 3,5 și trebuie să fac un eșantion. Acum, dacă noi am aflat că ochiurile de lanț de început trebuie să aibă 41, trebuie să măsoare mai exact 41,5 cm, haideți să aflăm cu câte ochiuri începem noi acest proiect. Și pentru asta eu am lucrat un eșantion format din 20 de piciorușe duble. Am lucrat 4 rânduri, haideți să vedem cât măsoară. Și mai exact 10 cm. Și vom face astfel. Dacă 20 de ochiuri măsoară 10 cm, dar 41,5 cm și aflăm ochiurile pe care noi trebuie să le montăm pentru a începe cardigan. Și vom face în felul următor. 20 vom înmulți cu 41,5 și vom împărți la 10. Ceea ce am făcut și eu aici, regula de 3 simplă, 20 înmulțit cu 41,5 îmi dă 830 și împărțit la 10, X este egal cu 83 de ochiuri. Deci, am ajuns, după calcule, la concluzia că eu trebuie să încep pe 83 de ochiuri de lanț. Fiindcă am lucrat cu Lana Gold Fine, cu croșetă de 3,5 eșantionul și așa aflu cu câte ochiuri încep. Acum, haideți să vedem. Aceste 83 de ochiuri noi trebuie să le împărțim la 3. 83 împărțit la 3.
83 împărțit la 3 îmi dă cu virgulă 27,6, fiindcă am făcut mai înainte calcule matematice. Ca să obțin o cifră întreagă aici, fiindcă automat trebuie să rotunjesc la 28, mai adaug la 83 ăștia un ochi. Și asta ce înseamnă? Că 84 împărțit la 3 este egal cu 28. De ce am împărțit la 3? Dacă e să facem un pătrat ce reprezintă linia de raglan, ce reprezintă un proiect început cu 4 linii de raglan, eu trebuie să împart la 3. De ce? Fiindcă avem o parte întreagă fața, o parte fața, o parte întreagă spatele și cele două mâneci la un loc formează tot un întreg. Deci avem 3 părți, da? La cardiganul nostru, la o bluziță. Din acest motiv eu împart la 3. Și dacă am obținut 28, 28 vom avea la spate, 28 la față, dar fiindcă vine desfăcut, vom avea 14 și 14. Și fiindcă mânecile, întregul nostru, da, mânecile sunt formate din două părți și aici vom avea 14 și 14, da? Bun, însă mai avem nevoie și de un ochișor necesar pentru a forma cele 4 linii de raglan. Din acest motiv, eu voi adăuga la 84 de ochiuri, voi adăuga 4. Deci eu voi începe pe 88 de ochiuri. Haideți să începem. Ca să putem începe din ochiul 2, voi mai face un ochi de lanț. Fiindcă vreau să am exact 88 de picioruși. Voi începe din ochiul 2 cu un picioruș scurt în margine. Introduc pe sub firicelul de la piciorușul scurt croșeta, trag fir și mai fac încă un picioruș scurt. Acesta reprezintă primul picioruș dublu. Cum vom proceda? Cum am împărțit de altfel și în acel pătrat? Vom face 14 piciorușe duble. Primele 14 piciorușe duble reprezintă pieptul, primul piept, da? Deci avem 1, 2, 3, 4, avem 14 piciorușe duble. Haideți să facem prima linie de raglan. Prima linie de raglan, în următorul ochi vom face 3 piciorușe duble. 1, în același ochi, da? 2, 3. Aceasta este prima linie de raglan. Acum, pentru mânecă, câte ochiuri am zis că rezervăm? 14. Deci vom lucra din nou 14 piciorușe duble. 1. Avem și pentru mânecă 14 piciorușe. A doua linie de raglan, din nou vom face în același ochi 3 piciorușe duble. 1. 2. 3. Pentru spate am rezervat 28 de ochiuri, deci voi lucra 28 de piciorușe duble. Apoi, a treia linie de raglan, în același ochi, 3 piciorușe duble. 14 piciorușe duble pentru cea de-a doua mânecă. Și în a patra linie de raglan, ce vom face? Vom lucra într-un ochișor 3 piciorușe duble. Și finalizăm cu 14 piciorușe duble, care reprezintă cel de-al doilea piept. Așa arată primul rând, 14, prima linie de raglan. 14 mâneca, a doua linie de raglan, 28
la spate, a treia linie de raglan, 14 a doua mânecă, a patra linie de raglan și 14 cel de-al doilea piept. Acum, un ochi de lanț, de fiecare dată, așa vom începe rândul. Vom introduce în primul ochișor, vom face un picioruș scurt, introducem croșeta pe sub firul de la piciorușul scurt și mai facem încă unul. Și lucrăm în continuare până la prima linie de raglan. În fiecare ochi câte un picioruș dublu. Deci aceasta este fața, acum sunt pe spatele lucrului. Și am ajuns unde am făcut cele trei piciorușe duble pe rândul anterior. Întotdeauna noi vom face 3 piciorușe duble în ochiul din mijloc. Da? Deci lucrăm acum primul picioruș dublu din grupul de 3, deasupra grupului de 3 și fiind în mijloc, ce facem? 3 piciorușe duble în același ochi. 1, 2, 3. Asta înseamnă că am făcut din nou o sporire. Ducem acum și lucrăm în fiecare ochi până la următoarea linie de raglan câte un picioruș dublu. Ca să nu vă încurcați, ideal este să vă puneți în ochiul 3, în ochiul din mijloc, după ce ați făcut această sporire, să vă puneți un semn. Dacă nu, numărați. Dacă eu pe primul rând aici am avut 14 piciorușe, la rândul 2, înainte să sporesc, trebuie să am 16, fiindcă se adaugă un ochișor, un picioruș dublu de la prima linie de raglan și unul de la cea de-a doua linie de raglan. Acum am 16 piciorușe aici, de exemplu, de la sporire și urmează să fac din nou pe cea de-a doua linie de raglan sporirea, 3 piciorușe duble în același loc. Acum, dacă pe rândul anterior am avut 28 de piciorușe, acum voi avea 30 de piciorușe, o să vedeți, după care trebuie să sporim, să facem pe cea de-a treia linie de raglan cele 3 piciorușe duble. Haideți să lucrăm 30 de piciorușe duble, vom spori 3 piciorușe duble în același ochi, la mânecă vor fi 16 de această dată piciorușe duble, vom spori mai apoi pe cea de-a patra linie de raglan și la piept, dacă am avut 14 pe rândul anterior, aici voi avea 15, fiindcă mi se adaugă doar un singur picioruș. Haideți acum să trecem la rândul 3. Un ochi de lanț, cum am zis că începem, din primul ochi, un picioruș scurt, introducem pe sub piciorușul scurt și facem încă unul, deci este primul picioruș dublu. Ne aflăm din nou pe fața locului. Acum vreau să încep lângă linia de raglan să lucrez 2 piciorușe în relief. O să vedeți ce frumos vine. Însă,
înainte de a înmulți. Aici, în piciorușul din mijloc, vreau aceste două piciorușe să le lucrez în relief, adică introduc croșeta pe sub piciorușul dublu, scot fir și fac un picioruș dublu. Asta înseamnă că am lucrat un picioruș dublu pe față. Introduc și pe sub următorul ochi și am făcut al doilea picioruș dublu pe față. În ochiul 3, pe linia mea de raglan, trebuie să fac cele 3 piciorușe duble în același ochi. Acum și de partea aceasta vreau la fel să fac cele două piciorușe pe față. Introduc croșeta pe sub piciorușul dublu și lucrez 1, 2. Și acum și de o parte și de alta a sporirii, de pe linia de raglan, am două piciorușe pe față, două piciorușe pe față. Haideți să lucrăm în continuare până la următoarea linie de raglan. Am lucrat piciorușele duble, rezervate pentru prima mânecă. Înainte de a spori, am lucrat cele două piciorușe pe față. Acum, în următorul ochi, voi face 3 piciorușe duble. Încă trebuie să facem sporirea. Da? Ce facem acum? Coborâm cu 2 piciorușe duble lucrate pe față, adică introducem pe dedesubt croșeta. Și avem și lângă această linie de raglan 2 lucrate pe față și 2 piciorușe duble lucrate pe față. Haideți să lucrăm acum pentru partea din spate. Am ajuns la cea de-a treia linie de raglan, dragii mei, unde am făcut din nou 2 piciorușe lucrate pe față. Voi face sporirea în următorul ochi, adică 3 piciorușe duble, 1, 2, 3 și în următoarele 2 piciorușe facem piciorușele duble pe față. Asta fiindcă suntem pe fața lucrului. Când vom fi pe dos, vom lucra pe dos. O să, eventual, vă puteți pune aici un marcator. Charlie, ne cerem scuze. Așa, și vom face și pe dos piciorușele acestea, ultimile 2. Dar uitați așa, introduc în croșeta pe dedesubt, da? Prin spatele lucrului. O să vedeți imediat. Haideți acum să lucrăm în continuare și pentru următoarea mânecă. Procedăm la fel, la linia de raglan și finalizăm rândul. Vom întoarce rândul, vom fi pe dosul lucrului și vom trece la rândul 4. Un ochi de lanț, întoarcem, facem cele două piciorușe scurte unul peste altul. Și începem și numărăm 2, 3, 14, 15 și am zis că ultimile 2 piciorușe le lucrăm de această dată pe dos, fiindcă suntem pe dosul lucrului. Asta ce înseamnă? Că mă duc prin spatele lucrului și introduc pe sub piciorușul dublu și formez un picioruș dublu. Ne cerem scuze, Charlie este obosit. Introducem și pe sub următorul picioruș și facem al doilea picioruș dublu pe dos. Scoatem semnul, fiindcă aici știm că trebuie să sporim. Charlie, Charlie. Unu, doi,
3. Și acum, dacă doresc, tot timpul pot să-mi atașez în piciorușul din mijloc un semn ca să știu că pe rândul anterior acolo trebuie să sporesc și înainte de asta să fac două piciorușe când voi întoarce pe față, cum? Pe fața lucrului în relief. Corect. Mergem în continuare și procedăm la fel. După ce am făcut cele sporirea, cele trei piciorușe, ce facem? În următoarele două ochiuri trebuie să facem operațiunea. Introducem pe sub picioruș și lucrăm 1, 2, da? Uitați. Deci am două piciorușe pe dos, sporirea, și două piciorușe pe dos. Haideți să lucrăm în continuare. Eu, de exemplu, am acum lucrate 18 piciorușe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Mai lucrez încă două pe dedesubt, adică pe dos. 1, 2 și mi s-au făcut 20 de piciorușe rezervate pentru mânecă. Fiindcă la primul rând am avut 14, apoi 16, 18, 20. Deci observați că la fiecare rând se adaugă câte două piciorușe și la mâneci și la spate. Doar la piept câte unul singur. Acum ce facem după ce am făcut cele două piciorușe pe dos? Sporirea. 1, 2, 3. Fiindcă așa ne spune lucru. Acum două piciorușe lucrate pe dos. Charlie. 1, 2. Și așa vom proceda la toate liniile de raglan și când venim pe față, facem pe față și o să vină la liniile de raglan un model brăzișor, i-am numit eu, vine foarte frumos, am încercat, mi-a plăcut și am zis să folosesc la acest raglan. Eu am început deja rândul 5 cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi, am ajuns la prima linie de raglan și observ că trebuie să fac cele două piciorușe lucrate pe fața lucrului. Introduc pe sub picioruș și lucrez. 1, 2, însemn, sporim trei piciorușe duble în același ochi, fiindcă este linia de raglan. 1, 2, 3. Și acum ce fac? În următoarele două fac piciorușele pe față, adică 1, 2, de aici încolo lucrez, introducând croșeta pe sub cele două firicele. 1, 2, 3 și tot așa. Deja se vede forma pe care o ia de brăzișor. Eu sper să vă încânte acest model pe linia de raglan. Și haideți să lucrăm acum în continuare. Vom proceda astfel. Deci rândurile se repetă și până când ajungem la zona de separare a mânecilor. Trebuie să lucrăm noi.
normale, să lucrăm. Avem... Așa arată, dragii mei, bustul. Este suficient. Am o linie a raglanului de 33 de cm. Și haideți acum să vedem cum separăm mânecile, dar aveți câteva explicații în minutele următoare, așa suplimentare aici. Ca să separăm mânecile, dragile mele, dragii mei, vom începe și vom lucra piciorușe duble deasupra primului piept. Vom lăsa mâneca separată, după care vom trece direct cu 10 ochiuri de lanț despărțitoare la spate. Vom lucra și deasupra spatelui piciorușe duble. Vom ridica 10 ochiuri de lanț despărțitoare și vom trece la cel de-al doilea piept. Deci următorul rând așa va fi atunci când noi vom separa mânecile. Însă, până să separăm și să facem acest rând pe care tocmai vi l-am explicat, eu la spate vreau să fac două rânduri. Pentru persoanele cu mărime mai mare, XL, XXL, este ideal a se lucra aceste două rânduri la spate. Voi introduce croșeta în linia de raglan, voi merge cu rânduri de piciorușe scurte pe partea din spate până la următoarea linie de raglan și voi mai face încă un rând întors, deci un rând dus și unul întors doar la partea din spate, fiindcă doresc să se așeze frumos, se ia pe spate lucru atunci când îl îmbrăcăm țesătura. Și aceste două rânduri oarecum îmi uniformizează mie fața cu spatele. Haideți să facem aceste două rânduri, să vedeți cum procedez. Sunt pe fața lucrului, la partea din spate. Voi introduce croșeta chiar în piciorușul în care ar fi trebuit să sporesc, să fac cele trei piciorușe duble. De această dată voi face doar două. Totuși continuăm cu sporirea, dar practic cu sporirea pentru spate. Un ochi de lanț, un picioruș scurt și încă unul. Ca să facem noi primul picioruș dublu. În același ochi încă un picioruș dublu. Fac aceste două rânduri în plus doar pentru mine ca mărime 48. Ideal este și pentru 50 și pentru 52. Mărimile mici nu sunt necesare aceste două rânduri la spate. Doar dacă vreți să le faceți și pentru un 46, dar eu zic că nu este nevoie. După ce am făcut cele două piciorușe duble, deci sporirea, în linia de raglan, merg cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi. Am ajuns la următoarea linie de raglan. Mă duc în ochiul de mijloc și încă unul, unde fac doar două piciorușe duble. Uitați, astfel. Da? Uitați că aici trebuia să fac dincolo, n-am făcut. O să deșir și o să repar. Deci aici nu uităm să facem piciorușele în relief. Da? 1. În urmă. Scuze. În relief. În relief și apoi sporim doar două piciorușe duble. 1, 2. Întoarcem cu un ochi de lanț acum și mai facem tot pe linia spatelui, deci doar la spate, încă un rând, adică în primul ochi. Vom face un picioruș scurt pe dedesubt, mai facem noi, uitați așa, încă un picioruș scurt. Și în același ochi, încă un
picioruș dublu. Da? Acum, ce fac? Mă duc prin spate și fac cele două piciorușe. 1, 2, ca să păstrăm modelul. Și continui cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi. Și finalizez rândul, da? Cu două piciorușe duble în ultimul ochi. Ca mai apoi să separăm mânecile. Așa arată la subbraț partea din spate. Aceste două rânduri ne oferă o lejeritate pentru noi doamnele mai plinuțe. O să vedeți și atunci când îmbrăcați, vă simțiți bine, nu vă ține la spate, ca să mă exprim așa. Vom îmbrăca acest cardigan peste o altă piesă vestimentară, deci ne trebuie lejeritate și să ne simțim bine în proiectul nostru. Și aici va veni unirea, da? Fiindcă eu am lucrat rândul de piciorușe duble pe partea ce ține pe partea de piept, am ridicat, uitați, 10 ochiuri de lanț și acum voi lăsa ochiurile aferente pentru mânecă și voi uni cu partea din spate aceste 10 ochiuri. Fac acum, fac picioruș dublu deasupra primului picioruș dublu, aici unde noi am avut 2. Știți foarte bine că am sporit. Și am unit și am separat astfel prima mânecă. Voi merge cu piciorușe duble pe partea din spate. Și mergem cu piciorușe duble în fiecare ochi și pe partea din spate, după ce am unit, până la următoarea linie de raglan, unde din nou avem sporirile suplimentare, aceste două rânduri. Din ultimul ochi de aici, la fel, vom ridica 10 ochiuri de lanț, lăsăm mâneca separat și trecem pe al doilea piept și lucrăm începând din ochiul din mijloc, de la grupul de 3 de pe rândul anterior. Și finalizăm rândul cu câte un picioruș dublu în fiecare ochi. Iată că bustul meu este pregătit. Mânecile sunt separate. Uitați cât de frumos vine. Eu acum, ca și lățime, am aproape 52 de centimetri, dar trebuie să ținem cont. Deci ar fi trebuit să am aici 55, fiindcă eu am o circumferință de 110. Dar trebuie să ținem cont că vom avea și o bentiță parte peste parte. Această bentiță va măsura între 4 și 5 centimetri și că pentru modelul care va urma, faptul că strânge acest model este un pic în relief, eu trebuie să fac niște sporiri. În afara faptului că trebuie să introduc și o croșetă de 4, fiindcă am făcut aici niște eșantioane, după cum vedeți, cu 3 și jumătate îmi strânge lucru, nu mai mi-iese uniform, mai ales aici pe margină la bentiță, și cu 4 s-a uniformizat. Dar chiar și așa, eu trebuie să fac câteva sporiri, să fiu sigură că lucrul meu va fi uniform tot, de sus până jos, dar și că modelul meu este multiplu de 5. Și după calculele mele făcute, ar trebui să mai adaug vreo 17 piciorușe. În cazul meu, cred că trebuie să sporesc din 10 în 10, din 11 în 11, îmi voi face calcule. Deci eu vreau să adaug vreo 17 piciorușe și să am multiplu de 5, dar și să ofer o lărgime suficientă ca atunci când voi începe modelul să uniformizez. Deci dumneavoastră veți adăuga între 10 și 15 ochiuri. Depinde acum
și de corpul dumneavoastră foarte mult, da? Și dar eu cred că se va potrivi aici între 10 și 15 ochiuri adăugate, dar în același timp să țineți cont și să fie multiplu de 5 pentru acest model în relief.